În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preiubiții mei, Hristos a înviat! Mare bucurie ne-a dăruit a tot milostivul Dumnezeu și în această duminică, când am botezat pe tânăra filipineză Modesta și pe copilul ei David Andrei și pe cealaltă fetiță Inana Larisa, Melissa. Iată, acum am botezat pe lângă ceilalți doi copilași și un adult. Duminica trecută am mai botezat un adult, o chinezoaică, la Copenhaga, pe Maria, iar sâmbăta trecută, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena, am botezat un adult suedez care a primit în taina luminării numele Marelui Împărat Constantin, prăznuit în acea zi. Ieri am săvârșit dumnezeiasca liturghie la Trondheim. Mă așteptam să fie mai mulți convertiți prezenți la liturghie, au fost câțiva dintre ei, însă de obicei vin în număr mare. Acolo sunt câțiva norvegieni care prin misiunea noastră ortodoxă, comună, au primit Sfânta Luminare în orașul în care Sfântul Rege Martir Olav în primul mileniu a început lucrarea de creștinare a vikingilor păgâni. Așadar, nimic întâmplător, totul proniator. Acum s-a citit la Sfânta Liturghie pericopa evanghelică după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan despre vindecarea orbului din naștere. Duminica trecută s-a citit tot după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din Evanghelia sa, pericopa evanghelică despre femeia samarineancă pe care a întâlnit-o în chip minunat Mântuitorul Iisus Hristos la fântâna din Sihar. Iar în cealaltă duminică, a patra de după Paști, s-a citit pericopa evanghelică tot după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan despre vindecarea slăbănogului de la Viteza. Iată, fântâna de la Sihar prefigurează fântâna darurilor, care este biserica, însă și cele două scăldători de la Viteza, acolo unde a fost tămăduit slăbănogul, care de 38 de ani era în singurătate, în abandon și în izolare, dar și scăldătoarea Siloamului, deci atât scăldătoarea Viteza, unde a fost vindecat slăbănogul, care era abandonat de 38 de ani, cât și scăldătoarea Siloamului, unde și-a recăpătat vederea orbul din naștere, toate aceste scăldători prefigurau biserica, scăldătoarea bisericii. Iată, aici ne naștem la o viață nouă, în Hristos, din apă și Duh Sfânt. Dar totodată biserica este spital. Așa o definește Sfântul Ioan Gură de Aur. Este spital duhovnicesc. Aici ne spălăm de păcatele noastre, aici ne tămăduim rănile cele neîntămăduite. De aceea scăldătoarea Viteza și scăldătoarea Siloam prefigurau scăldătoarea bisericii. Le spuneam și duminica trecută, atunci când am botezat-o pe chinezoaica Uto Xivu, care a primit în taina luminării numele Preasfinte Născătoare Dumnezeu Maria. Le spuneam că, iată, aceasta este la maturitate, însă s-a născut din nou, din apă și Duh Sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul Iisus Hristos și la vremea aceea nu le-a înțeles dreptul Nicodim, sfetnicul cel de taine, ucenicul intim al Mântuitorului Iisus Hristos, care era din rândul cărturarilor. Cum poate omul, adult fiind, să se nască din nou, mai poate intra în pântecele mamei sale? Da, iată, intră în pântecele mamei biserici. Cristelnița sau colimvitria simbolizează pântecele mamei biserici. Și din această cristelniță, în taina iluminării, din apă și Duh Sfânt, renaștem sau ne naștem din nou la o viață în Hristos. La o viață nouă în Hristos. Ne naștem cu o naștere istorică din pântecele mamei noastre, însă renaștem, ne naștem, mai bine zis, la o nouă viață din pântecele Maicii Biserici. Iar aceasta este cristelnița. Și tot aici ne tămăduim la dumnezeiasca liturghie, la taina Sfântului Maslu. Nu suntem stropiți neîncetat cu aghiasmă, cu apa sfințită, în această scăldătoare duhovnicească a bisericii. Aici ne umplem de Hristos,
Aici primim Sfânta Luminare. Aici, după ce ne împărtășim la fiecare dumnezeiască liturghie, exclamăm: am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc. Așadar, iubite frate și iubite soră, nu doar cei care se botează, se curățesc, ei se curățesc de plin și noi ne-am curățit odată și am primit haina cea luminoasă a botezului, haina cea neprihănită a botezului pe care o întinăm cu păcatele pe care le săvârșim ca oameni. Însă numai aici, în biserică, ne curățim de zgura păcatului. Aici ne primenim sufletește. Aici ne curățim haina cea luminoasă pe care am primit-o cu toții la botez, atunci când ne-am îmbrăcat în Hristos. Am cântat și acum la taina botezului pentru Modesta, care s-a botezat, și pentru copilașii David, Andrei și Inana, Melisa: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, pe care, iată, le cântăm, au devenit un imn al bisericii și mai cu seamă cântăm acest imn la Sfânta Luminare, în taina botezului. De aceea orbul din naștere, care a fost tămăduit în chip minunat de Mântuitorul Iisus Hristos, el însuși avea să zică: în viac nu s-a pomenit ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naștere. Ați auzit pericopa evanghelică care s-a citit acum la dumnezeiasca liturghie. Veți merge la casele dumneavoastră, veți împărtăși și celor apropiați din lumina cuvântului adevărului, din puterea cuvântului Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, pe care, iată, am ascultat-o și am tâlcuit-o acum la dumnezeiasca liturghie. Orbul din naștere, după ce a fost vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos, el a fost restaurat, i s-a redat demnitatea cea din tâi, i s-a pus pe ochii lui, care nu vedeau lumina zilei, i s-au pus tină, pământ amestecat cu saliva, de pe buzele Domnului. Îl putea vindeca într-o clipă, însă Domnul i-a testat și ascultarea față de el și l-a trimis să se spele cu, după ce Domnul i-a uns ochii săi bolnavi cu tină și scuipat, după ce a făcut acest lucru, arătându-ne că prin materia sfințită ne tămăduim, cei care contestă apa sfințită, unde lemnul sfințit, greșesc foarte mult, fiindcă, iată, Domnul folosește materia. De multe ori atunci când îi vindecă pe cei bolnavi, iată, a folosit pământ și salivă. Și noi folosim apa sfințită, folosim untdelemnul sfințit, folosim această materie binecuvântată atunci când primim binecuvântarea și sfințenia bisericii. Și iată, l-a trimis la apă, l-a trimis la scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuiește din ebraică trimis. Deci a fost trimis acolo și el a făcut ascultare și în momentul în care și-a spălat ochii unși cu tină de Mântuitorul Iisus Hristos, și-a recăpătat vederea. Ce bucurie a avut acest orb! Însă a fost o minune nemai întâlnită în rândul iudeilor. Primii care s-au scandalizat au fost vrăjmașii Mântuitorului Iisus Hristos, care erau foarte agresivi, cărturarii și farisei. Și aceștia l-au supus pe orbul vindecat la un interogatoriu. I-a chemat ca martor chiar pe părinții acestuia, care au dat mărturie că este copilul lor, că așa s-a născut, nevăzător. Însă, într-adevăr, avea să spună Domnul că prin această minune s-a arătat cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu. Eu aș vrea să mă opresc la cuvintele orbului vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos, orbului din naștere vindecat de Domnul nostru. Atunci când fariseii doreau ca să îl determine să mărturisească strâmb despre Mântuitorul Iisus Hristos și au încercat să-i inculce ideea că Mântuitorul Iisus Hristos ar fi păcătos, ei i-au spus orbului vindecat: noi știm că acesta este păcătos. Însă orbul i-a răspuns dezinvolt: nu știu dacă este păcătos sau nu este păcătos, eu știu un singur lucru: fiind orb, acum văd. Iată și noi, iubite frate și iubite soră, aici, în biserica lui Hristos, unde
Suntem vindecați de orbirea duhovnicească. Și noi știm un lucru, că fiind orbi duhovnicește, acum vedem. Știm un singur lucru, că fiind în întuneric, Hristos ne-a scos la lumină. Știm un singur lucru, că fiind în robia patimilor, Hristos ne-a făcut oameni liberi. Știm un singur lucru, că fiind batjocură satanei, însuși Mântuitorul Iisus Hristos ne-a răscumpărat prin scump sângele său, redându-ne demnitatea cea dintâi. Aceasta o știm și o mărturisim. Iar dacă se întâmplă ca fariseii vremurilor noastre să ne determine, să ne influențeze cumva ca să tăcem sau să mărturisim strâmb despre Hristos, dacă se întâmplă acest lucru, nu trebuie să ne descurajăm, nu trebuie să ne pierdem credința, nu trebuie să ne pierdem și să abandonăm lupta, iubite frate și iubite soră. Noi trebuie să îl mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos, fiindcă sunt atâția farisei ostili Mântuitorul Iisus Hristos și în aceste vremuri care doresc să tăcem și să mărturisim strâmb despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să nu facem aceasta, ci să stăm drepți și să avem inimile sus. Să stăm drepți, să stăm verticali, să fim verticali, asemenea orbului care a fost vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos și să-L mărturisim pe Domnul, chiar cu prețul vieții noastre. Făcând aceasta, iată, ne vom umple de lumină, fiindcă însuși Hristos este viața, este lumina, este calea, este dreptatea, este adevărul. Așadar, sus avem inimile, Hristos a înviat!